Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Mai multe clădiri din capitală vor fi lăsate fără apă în urma debranșării de la energie electrică a obiectivelor Apă Canal Chișinău. Motivul deconectărilor este datoria în creștere neachitată, care a ajuns la peste 73 de milioane de lei, anunță PMR Energy. Ulterior, într-un comunicat de presă, furnizorul declară că întreruperea curentului a fost amânată până la data de 1 februarie. Într-un comunicat emis, premierul Energy spune că a tratat cu respect și înțelegere rezonabilă situația financiară dificilă a Apă Canal Chișinău și până la ajustarea prețurilor pentru serviciul de alimentare cu apă și canalizare, nu a apelat la toate mecanismele legale pentru apărarea drepturilor sale în calitate de furnizor față de care Apă Canal Chișinău are datorii, situație care nu mai poate fi acceptată în continuare. În pofida multiplelor notificări expediate către Apă Canal Chișinău, unele instituții de stat de profil și administrație publică locală cu privire la necesitatea stabilirii unor soluții constructive de stingere a datoriei acumulate pentru energie electrică consumată și depășirea situației respective, cu regret, până la moment, starea de lucruri nu s-a schimbat. Apă Canal Chișinău nu a realizat acțiuni concrete îndreptate spre soluționarea situației create și nu a propus un mecanism fiabil în acest sens, datoria furnizorului de apă continuând să crească cu fiecare zi. Furnizorul de energie mai precizează că sumele propuse de Apă Canal Chișinău pentru achitarea în tranșe lunare sunt insuficiente, nu duc la micșorarea reală a datoriei și nici măcar nu acoperă consumul curent, ceea ce agravează situația deficitului de lichidități. Prin urmare, riscul de a nu-și onora propriile obligații față de Energocom și alte întreprinderi din sistemul energetic care prestează servicii pentru premierul energiei este din ce în ce mai accentuat. Astfel, furnizorul spune că este nevoit să recurgă la dreptul său legal de a deconecta instalațiile de utilizare a energiei electrice începând cu data de 26 ianuarie, printre care vor fi incluse locurile de consum în care își are sediul administrativ Apă Canal Chișinău. Totodată, pentru încasarea silită a datoriei acumulate la plata pentru energie electrică consumată, Premier Energy își rezervă dreptul de a se adresa în instanța de judecată cu solicitarea recuperării datoriei și a oricăror costuri și plăți daune adiționale în legătură cu întârzierea executării obligațiilor de plată, se mai precizează în comunicat. Datoria totală a Apă Canal Chișinău constituie 73,2 milioane de lei, dintre care 44,7 milioane conform facturilor cu termenul expirat. Recent, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat un tarif de 11 lei și 12 bani pentru un metru cub de apă, iar pentru serviciile de canalizare 4 lei și 18 bani per metru cub. Primarul capitalei s-a arătat nemulțumit de noile tarife. Potrivit lui, decizia ANRE nu soluționează problema, este una păguboasă și ar duce la falimentarea furnizorului. Mai mult, edilul spune că ANRE acționează la indicația guvernării care vrea să lase Chișinăul fără apă, să întoarcă mirosul neplăcut în capitală, să facă de vină în toate primăria și să falimenteze Apă Canal. Acuzații respinse de ANRE și PAS. Cu ceva timp în urmă, însă, Apă Canal Chișinău a cerut un tarif de aproape 23 de lei. Cel mai mare tarif pentru apă și canalizare este achitat de către locuitorii din Glodeni. Ei plătesc 27 de lei și 68 de bani pentru apă și 27 de lei și 74 de bani pentru canalizare. Premierul Natalia Gavriliță anunță că va trimite inspecția financiară la Apă Canal Chișinău. Reacția vine după decizia PMR Energy de a deconecta capitala de la apă. Astfel, prim-ministrul a solicitat instituțiilor competente, inclusiv inspecției financiare, să verifice corectitudinea utilizării fondurilor de către regia Apă Canal din subordinea primăriei municipiului Chișinău, dar și cauzele formării datoriilor. Municipalitatea trebuie să-și asume problemele cetățenilor, să găsească soluții la aceste probleme și nu să caute pe seama cui să pună propriile eșecuri, a scris Natalia Gavrilița pe Telegram. Grupul de jurnaliști din Republica Moldova, care în data de 25 ianuarie au protestat la București împotriva suspendării licenței a 6 posturi TV, se află astăzi la Strasburg, unde, în cadrul sesiunii de iarnă la APCE, se analizează un raport privind îndeplinirea de către Moldova a obligațiilor sale ca membru al organizației. Aceștia au intrat în sediul Consiliului Europei cu scopul de a informa cât mai multă lume despre sistarea abuzivă a 6 posturi TV de opoziție din Republica Moldova. Despre scopul acestor acțiuni a vorbit jurnalistul Alexei Lungu într-o intervenție live pe Facebook.
Un grup de jurnaliști moldoveni de la posturile TV6, Orhei TV, Primul în Moldova și Accent TV au organizat astăzi un nou flash mob în fața clădirii APCE, unde se desfășoară sesiunea de iarnă în aceste zile. Tot acolo se analizează un raport privind îndeplinirea de către Moldova a obligațiilor sale ca membru al organizației. Într-un live pe rețelele de socializare, jurnalistul de la TV6, Alexei Lungu, spune că el și colegii săi s-au întâlnit pe holul Consiliului Europei și cu delegații ce reprezintă Republica Moldova. Aceștia însă au refuzat să discute cu grupul de jurnaliști. Grupul nostru de jurnaliști ai posturilor TV, care au rămas abuziv fără licențele de emisie, este la Consiliul Europei, acolo unde ne-am propus să aducem în opinia publică, să punem pe tapet problema cu care ne confruntăm. Suntem la sesiunea de iarnă. Vrem să vorbim cu cât mai multă lume ca să le arătăm ce se întâmplă la Chișinău și cât de argumentate sunt deciziile actualei guvernări, mai ales după ce Comisia pentru situații excepționale a decis la sfârșitul anului trecut, dintr-o lovitură să închidă 6 posturi de opoziție. Vă spuneam și anterior, argumente juridice nu sunt, argumente chiar și din punct de vedere ale codului audiovizualului nu sunt. Am încercat să schimbăm câteva cuvinte cu doamna ambasador Daniela Cujbă, însă ne-a evitat, a refuzat să discute cu noi și a mers mai departe. Amintim că în perioada 23-27 ianuarie are loc sesiunea de iarnă a APCE, în cadrul căreia va fi examinat inclusiv raportul Republicii Moldova privind onorarea obligațiilor și angajamentelor în calitate de țară membră a Consiliului Europei. Din componența delegației Parlamentului Republicii Moldova fac parte Mihail Popșoi, vicepreședintele Parlamentului, Ion Groza, șeful delegației naționale la APCE și deputata Natalia Davidovici. Luni colegii noștri au protestat și la București, unde au depus și o petiție la Camera Deputaților a Parlamentului României. În textul petiției, reprezentanții presei solicită ca autoritățile de peste Prut să atragă atenția asupra problemei mass media interzise în Republica Moldova. Acțiuni similare însoțite de petiții au avut loc și în fața Consiliului Național al Audiovizualului, dar și la Parlamentul României. Am încercat să obținem un comentariu la acest subiect de la guvern. Serviciul de presă al instituției ne-a spus că nu comentează acțiunea jurnaliștilor de la noi. Același lucru ne l-a spus și purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas. Președintele CEA, Liliana Vițu, nu ne-a răspuns la telefon pentru o reacție. Partidul politic Șor anunță că a depus astăzi o sesizare la Curtea Constituțională, prin care contestă modalitatea de indexare a pensiilor pentru anul 2023. Despre asta scrie formațiunea politică într-un comunicat de presă emis. Autorii sesizării susțin că decizia adoptată de majoritatea PAS în decembrie anul trecut, potrivit căreia din 1 aprilie pensiile vor fi indexate cu doar 14,1% în loc de peste 30%, cât este rata inflației, și contravine flagrant Constituției. Care este reacția Partidului de Guvernare? Vedeți în reportaj. Anunțul despre depunerea sesizării la Curtea Constituțională a fost făcut de deputatul Partidului Șor, Marina Tauber. Ea a declarat în fața Înaltei Curți că legea adoptată de majoritatea parlamentară a PAS privind modul de indexare a pensiilor pentru 2023 este una abuzivă și reprezintă o bătaie de joc față de popor, în special față de pensionari. Pensionarii noștri care au construit țara noastră sunt condamnați la foame și la sărăcie. Niciodată în istoria țării noastre nu a mai fost ca pensiile să fie indexate mai puțin decât inflația. Și atenție, noi nu vorbim aici despre majorarea pensiei, deși acest lucru a fost promis în campanie electorală. Aici noi vedem o încălcare flagrantă a legii, o încălcare abuzivă și am luat decizia să apelăm la Curtea Constituțională. Sperăm ca judecătorii Curții Constituționale o să fie totuși de partea cetățenilor în primul rând. De asemenea, Marina Tauber spune că echipa sa este indignată de faptul că reprezentanții actualei guvernări au găsit bani pentru salarii mai mari pentru miniștri, dar nu au identificat surse financiare pentru a indexa și majora salariile, mai ales în situația în care majoritatea pensionarilor au ajuns să trăiască la limita subzistenței. Nu este clar cum nu s-au găsit bani pentru pensionari.
Și de ce salariile miniștrilor și altor funcționari de rang înalt cresc, dar pensionarii nu primesc nimic și, într-adevăr, deja sunt nu că la limita sărăciei, dar sub limita sărăciei și, în genere, nu pot să mai supraviețuiască. Ilan Șor și Partidul Politic Șor, întotdeauna am stat la straja intereselor pensionarilor și oamenilor în etate, așa vom continua. La acest capitol s-a expus și juristul Partidului Politic Șor, Vadim Banaru. Acesta și-a exprimat încrederea că în alta curte va apărea drepturile constituționale ale cetățenilor, în special ale pensionarilor, care printr-o normă derogatorie inventată nu își vor putea primi banii cuveniți. S-a inventat o normă derogatorie. Ne-am adresat la această onorată instituție, Curtea Constituțională, care vreau să menționez că este garantul Constituției. Și sperăm că Curtea va lua o decizie corectă. Am vrut să aflăm dacă a fost sau nu recepționată, dar și reacția președintelui Curții Constituționale, Domnica Manole, la sesizarea depusă de deputații Șor. Eu sunt în deplasare, vă rog frumos, nu pot vorbi. Iar purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS în Parlament, Adriana Vlas, ne-a scris într-o reacție că în 2023, conform ultimei modificări, pensiile vor fi indexate, ținând cont de creșterea veniturilor la bugetul de asigurări sociale. Amintim că pensia minimă, ultimele 18 luni, a crescut de la 1188 de lei la 2278 și va depăși 2400 de lei începând cu 1 aprilie. Totodată, pensionarii au beneficiat de o plată unică de 1500 de lei în octombrie 2022 și de compensații medii în facturi de peste 1500 de lei, mai susține reprezentanta Partidului de Guvernare. Precizăm că la 23 ianuarie și deputații Partidului Socialiștilor au depus o sesizare la Curtea Constituțională prin care contestă modalitatea de indexare a pensiilor pentru anul 2023. Sesizarea, ne-a spus deputatul socialist Vasile Bolea, a fost înregistrată și este în proces de examinare. Potrivit legislației actuale, indexarea pensiilor pentru anul 2023 ar trebui să aibă loc în valoarea inflației înregistrată la finalul anului 2022, adică cel puțin 30%. Totuși, conform legii bugetului de stat pentru anul 2023, pensiile anul acestea vor fi indexate cu doar 14,1% și nu conform ratei inflației de la sfârșitul anului 2022, așa cum prevede legea. Potrivit ministrului finanțelor Dumitru Budeanschi, nu există fonduri în buget pentru o indexare mai mare. Fostul premier Ion Chicu, comentând această decizie, a spus că în Moldova, pentru prima dată în ultimii 15 ani, pensiile vor fi indexate mai puțin decât rata inflației. Mai mult, indexarea nu va acoperi nici măcar 50% din nivelul inflației, a menționat Chicu. Totodată, guvernul a decis să majoreze salariile miniștrilor cu 8.000 de lei. Președintele Maia Sandu, într-o emisiune televizată, răspunzând la întrebarea de ce autoritățile nu pot majora mai mult salariile și pensiile, a declarat că bugetul țării poate fi comparat cu o plăcintă. Și dacă aceasta este mică, nu contează cât de corect o împarți pentru toți. Educație, sănătate, pensii sau proiecte de dezvoltare, oricum nu va fi suficient, a spus șeful statului. Sute de oameni, în mare parte vârstnici, deputați, aleși locali, precum și membrii și simpatizanții ai Partidului Șor au protestat astăzi în capitală. Aceștia sunt nemulțumiți că pensiile nu vor fi indexate cu valoarea inflației de la sfârșitul anului 2022, așa cum prevede legea, ci doar cu cel puțin 14%, ceea ce, potrivit protestatarilor, le-ar încălca mai multe drepturi prevăzute în Constituție. Mulțimea s-a adunat inițial în fața Parlamentului, iar pentru că au fost împiedicați de către angajații poliției să protesteze, manifestația a avut loc în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Oamenii spun că sunt nemulțumiți de faptul că pensiile nu vor fi indexate conform nivelului inflației de 30%. Eu am pensie 4.350. Nici din pensie rămân, ca să plătesc toate, rămân 20 de lei. Pot eu să trăiesc așa bani? Spuneți, vă rog. Pot așa, nimeni nu poate să trăiască așa. Это невозможно так жить.
Este imposibil așa de trăit mai departe. Cine-i vinovat? Maia Sandu. Cine-i vinovat? Această guvernare. Sandu trebuie să plece ca oamenii să trăiască normal. Ce asta e guvern? Ei ce cred despre oameni? Într-adevăr, unde-s banii? Unde-s aceste milioane? Locuri de muncă nu-s. În cadrul manifestației, pensionarii au adus produse alimentare pentru a le arăta autorităților că pensiile mici pe care le au nu le ajung pentru produsele alimentare necesare, medicamente și facturile de întreținere. Deputatul Partidului Șor, Regina Apostolova, a declarat că, deși PAS a promis în campanie electorală majorarea pensiilor, acest lucru nu s-a întâmplat. În 2021, vă aduceți aminte, la alegerile parlamentare, pensionarilor le-a fost promisă o pensie minimă de 2000 de lei. Desigur că nu ați primit această pensie. Proiectele care au fost înregistrate de Partidul Politic Șor au fost despre majorarea pensiei minime până la 5000 de lei, dar nimeni nu le-a acceptat. Minimalna pensie 5000 lei. Его не приняли. Пенсии должны индексироваться пропорционально инфляции. Pensiile trebuie indexate proporțional inflației, dar când ei trebuie să execute asta, mi se spune că noi ne conducem de posibilități. Când cineva din dumneavoastră spune că nu poate acheta pentru gaz sau energie, ce vi se spune? Că vor veni și vă vor deconecta. Или за электроэнергию. Что ему говорят? Мы придем, выключим. Am solicitat un comentariu la aceste declarații de la reprezentanții puterii, dar deocamdată nu am primit un răspuns. Amintim că în luna decembrie a anului trecut, Parlamentul a adoptat legea privind indexarea pensiilor cu 14,1% din 1 aprilie 2023, chiar dacă rata inflației a atins nivelul de 30%. Activiștii LGBTQ+, Angelica Frolov și Leos Banche, vor să-și înregistreze oficial relația, iar dacă vor fi refuzați, vor merge în judecată. Declarația a fost făcută de Banche pentru TV6, care a precizat că decizia vine după ce Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a cerut statelor membre ale Consiliului Europei să recunoască și să protejeze prin lege cuplurile formate din persoane de același sex. Echipa noastră de filmare a încercat să afle și poziția oamenilor la acest subiect. Unii au o poziție mai neutră, iar alții oameni sunt categoric împotrivă. Angelica Frolov și Leos Banche locuiesc împreună mai bine de un an. Cei doi au un cont comun la bancă și bunuri procurate împreună. Angelica este lesbiană, iar Leo o persoană non-binară, transmasculină, care a ales să păstreze genul feminin în acte. După decizia CEDO din 17 ianuarie 2023, care obligă țările membre ale Consiliului Europei să recunoască căsătoriile cuplurilor formate din persoane de același sex, cei doi vor să formeze o familie recunoscută din punct de vedere legal în Moldova. Într-o corespondență scrisă pentru TV6, Leos Banche ne-a spus că consideră acest pas important pentru ei și speră că astfel vor deschide drumul și altor cupluri de acest gen. Primul pas pe care cei doi îl vor face va fi înregistrarea căsătoriei la starea civilă, iar dacă vor fi refuzați, vor merge în judecată. În cazul în care nici acolo nu își vor obține dreptatea, ei spun că se vor adresa la CEDO. Obținerea dreptului la căsătorie va da încredere cetățenilor din comunitatea LGBTQIA în ziua de mâine, va afecta pozitiv starea emoțională și mentală, va stopa emigrație legată de imposibilitatea întemeierii unei familii aici la noi acasă. Va fi un mare pas pentru a trăi într-o societate inclusivă, diversă, unde oamenii pot fi fericiți și împliniți, ne-a spus acesta într-o corespondență pe Facebook. Am încercat să aflăm părerea cetățenilor despre căsătoriile între persoane de același sex. Unii sunt categoric împotrivă, iar alții au poziție neutră la acest subiect. Eu nu sunt de acord. De ce? Pentru că eu cred că e lăsat de Dumnezeu ca un bărbat și femeie să formeze o familie și mai apoi să formeze copii, dar de același sex nu cred că e normal. Nu sunt contra. Ești contra? Da. De ce? De atât, că nu e frumos și așa. Și fel de iubire, bărbat cu bărbat. Negativ, categoric negativ. Am înțeles, dar de ce? Din cauza că asta contrazice credințele noastre creștine, în primul rând, și în doilea rând, asta nu e de la natură. Asta e o rușine.
pentru noi, civilizația din ziua de azi mai ales. Dacă vor să se ocupe cu asta, să se ocupe în locuri special amenajate. Fiecare are alegere la viața lui, la dreptul lui, știi, la independența lui. Adică nici pentru, nici pentru să nu se interzic. Eu nu am nimic împotrivă. Eu nu mă bag la nimeni în viața personală. Fiecare are dreptul la autodeterminarea sa. Amintim că în data de 17 ianuarie anul curent, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a adoptat o decizie care obligă toate statele membre ale Consiliului Europei să instituie o formă legală de protecție a cuplurilor formate din persoane de același sex, anume prin adoptarea unei forme juridice de recunoaștere a familiilor formate din persoane de același sex și crearea unui cadru legal care ar proteja traiul în comun a acestor cupluri. Decizia a fost luată în context sentinței de încălcare a drepturilor omului date de CEDO în cazul Fetova și alții contra Rusiei, cei vizați fiind un grup de 6 cetățeni ruși care formează 3 cupluri de același sex. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor. Eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 18:45. Vă mulțumesc pentru atenție!